Campionatul Național de Alergare Montană Distanță Lungă Individual și pe echipe, senior și sub 23 de ani și Cupa Bucovinei, ediția a treia, s-au desfășurat sâmbătă. Duminică s-a desfășurat Campionatul Național de Alergare Montană Distanță Scurtă Individual și pe echipe, senior sub 23 și sub 20 de ani și Cupa Rarău, ediția a patra. Iată ce a declarat la finalul evenimentului Erzilia Țâmpău, antrenor de atletism și președintele clubului CSM Rarăul din Câmpul Lung Moldovenesc. Sunt foarte bucuroasă că putem să organizăm astfel de evenimente după o perioadă grea de pandemie. A fost greu și pentru sportivi și pentru antrenori și pentru noi, organizatorii, dar împreună cu Federația Română de Atletism, Clubul Sportiv Municipal Rarăul și Primăria Municipiului Câmpul Moldovenesc, cu sprijinul voluntarilor, al sponsorilor, al autorităților care ne sunt alături, am reușit să organizăm aceste evenimente la Câmpul Moldovenesc. Prezent la eveniment, președintele Federației Române de Atletism, Florin Florea, a ținut să aprecieze eforturile organizatorilor. Este o competiție foarte frumoasă. Alergarea montană are deja tradiție la Câmpul Moldovenesc, este din ce în ce mai bine organizată și pot să spun că echipa de aici este la înălțime. A fost o competiție în care sportivii au putut încheia un an de pregătire în condiții mai speciale. S-au putut valoriza și au putut să vadă la ce nivel sunt pentru următoarele competiții, a spus Florin Florea.